And when he was in his mother's belly, și chiar de când era în burta mamei lui, God knew him. Dumnezeu l-a cunoscut. God chose him. Dumnezeu l-a ales. And God called him. Și Dumnezeu l-a chemat. When you were in your mother's belly, chiar și tu când ai fost în burtica mamei tale, God knew you. Dumnezeu te-a cunoscut. God gave you a purpose. Dumnezeu ți-a dat un scop. God gave you a call. Dumnezeu ți-a dat o chemare. You have incredible potential. Și tu ai un potențial. You have incredible work. Ai o valoare incredibilă. Because God has put something within you. Pentru că Dumnezeu a pus ceva în tine. You are called. Tu ești chemat. The Apostle Paul. Apostolul Pavel. The Lord said about him, he is a chosen vessel. El, Domnul a spus despre el, este un you vas ales. Are a chosen vessel. Chiar și tu ești un vas ales. It doesn't matter what people say. Nu contează ce spune it matters lumea. What God says. Nu contează ce and spune God has said Dumnezeu that you have a purpose. Și Dumnezeu spune că tu ai un scop. Domnul niciodată făcut gunoi. Ați înțeles, da? Dumnezeu nu face gunoaie. Oameni cu un scop și tu are un scop. Am vorbit bine, frate? Da. Eu vrei spune, nu sunt gras, numai rotund. You are called. Tu ești chemat. You have a purpose. Ai un scop. You know it. There's something inside of you that says, I'm going to do something. I can become something. God put that in you. And don't let anybody take it away from you. God called him for music. God called him to teach. God called you for something. Pentru ceva. Moses. Moise. He had a dream. He had a vision. A avut un vis, o viziune. But nobody understood. Dar nimeni nu l-a înțeles. They didn't understand. N-au înțeles nimeni. People don't understand what's inside of you. Oamenii nu pot să te înțeleagă ce ai tu în tine. You can't expect people. Și nu te aștepta ca oamenii to agree with you să fie de acord cu tine that you have great potential. Că tu ai un potențial mare. You need something inside of you. Că tu ai ceva în tine. You need to know inside of you. Dar tu trebuie să fii convins în tine. There is a word that the Spanish use. Și există un cuvânt pe care îl folosesc spaniolii. It means desire. Care înseamnă dorință. Passion. Pasiune. And desperation. Și dorință, disperare, dorință. All those words into one word. Și toate aceste trei cuvinte într-un singur cuvânt. Does anybody know this word? Înseamnă, știe cineva cuvântul ăsta? Gana. Oh, good. This word is Gana. Cuvântul ăsta e Gana. Say Gana. Spuneți Gana. Gana. Ne preasla. Once again. Mai odată. One, two, three. Gana!